Și citirea și meditarea la Scriptură înseamnă în mod automat că noi facem și interpretare. Dar interpretarea asta pe care o putem așadar face trebuie verificată și în contextul comunității de credincioși sau al bisericii. Asta este o întrebare care ne dă de furcă încă de la început. Cine să interpreteze Scriptura? Cine o poate interpreta? Individul, credinciosul sau biserica? Încă din primele secole au fost probleme pentru că ereticii se apropiau de Scriptură, o interpretau și pretindeau că interpretarea lor este cea corectă și nu cea pe care o aveau creștinii cumva din biserica în tot în spectrul ei mai larg. Ceea ce s-a întâmplat a fost că unii dintre părinții bisericii au venit cu un instrument care să ajute pe credincioși să interpreteze Scriptura în așa fel încât să existe oarecare siguranță că aceasta e interpretarea corectă. Bună oară, Irineu a venit cu ceea ce el a încercat să fie un, spunea el, un canon al adevărului, o colecție sau o sumarizare mai degrabă a principalelor învățături creștine. Și el spunea că atunci când cineva se apropie de Scriptură și să o interpreteze, trebuie ca acele interpretări să fie în perimetrul acestui canon al adevărului, acestei colecții de învățături esențiale. Tertulian face cam același lucru și numește această colecție regula fidei, regula credinței. Lucrul acesta, bineînțeles, a fost continuat în timp. Colecția asta de învățătură a devenit mai degrabă o colecție de principii și învățături adiacente Scripturii și s-a considerat că autoritatea finală în interpretarea Scripturii trebuie să fie mai degrabă a bisericii, pentru că biserica este păstrătoarea adevărurilor, învățăturilor venite de la apostol și atunci tot ea e singura care poate să interpreteze. Lucrul acesta, în mod interesant, a fost într-un fel schimbat, dar nu foarte mult, de către reformatori, care au venit cu principiul sola scriptura. Înainte de reformatori, de fapt, Erasm de Rotterdam, care a fost parte a mișcării umaniste, a sugerat, a afirmat că sub călăuzirea Duhului Sfânt, spunea el, până și un plugar poate să interpreteze cuvântul. Luther a preluat ideea aceasta și a recunoscut dreptul și autoritatea credinciosului de a interpreta sub călăuzirea Duhului, doar că și-a dat seama că pot apărea și probleme în interpretare, uitându-se la unii dintre anabaptiști. Și atunci a spus că, da, un credincios poate să interpreteze, dar ar trebui să cunoască foarte bine limbile originale, ebraica, aramaica, greaca, să știe foarte bine gramatica, după care a adăugat micul catehism și marele catehism, care erau, de fapt, un fel de colecții de învățături care ar fi trebuit să fie perimetrul din nou în care ar fi trebuit să se situeze, să se plaseze interpretarea pe care un credincios o aducea unui pasaj. Zwingli a mers mai departe în mod surprinzător și a implicat și autoritățile în contextul unor dezbateri de acolo, de la Zurich, el a implicat autoritățile care decideau în urma prezentării argumentelor vis-a-vis de câteva din chestiunile puse în discuție care interpretare este mai bună, este mai corectă. Credincioșii evanghelici contemporani au o înțelegere mult mai echilibrată și mai biblică. Și anume, Scriptura este, din fericire, tradusă în mai toate limbile principale folosite astăzi în lume.
Și Scriptura trebuie pusă în mâna credincioșilor, trebuie să o citim, trebuie să medităm asupra ei, trebuie să o trăim. Și citirea și meditarea la Scriptură înseamnă în mod automat că noi facem și interpretare. Dar interpretarea asta pe care o putem așadar face trebuie verificată și în contextul comunității de credincioși sau al bisericii. Pentru că este posibil ca interpretarea pe care un credincios o face unui pasaj să fie totuși pe lângă ceea ce a intenționat autorul când a scris respectivul pasaj. Așadar, credinciosul care trebuie să fie parte a unei comunități de credincioși locală, o biserică locală, merge la slujbele bisericii și în contextul închinării, al predicării, al studiului care se face în acea comunitate de credincioși, interpretarea sa este verificată și, de fapt, este rafinată. Ori de câte ori cineva se ridică pentru a învăța, pentru a predica, acea comunitate de credincioși, de fapt, își calibrează interpretările și lucrul ăsta duce așadar la o înțelegere care se situează undeva la mijloc. De fapt, interpretarea poate fi făcută și trebuie să fie făcută de fiecare credincios care are ajutorul Duhului Sfânt, are perimetrul trasat într-un fel de culoarea denominației în care el se situează și lucrul ăsta se vede în mărturisirile de credință pe care denominațiile creștine le au, dar această interpretare personală trebuie verificată așadar în cadrul comunității de credincioși de care acea persoană aparține, așadar de o biserică locală. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că avem privilegiul de a citi Scriptura în limba noastră, în cazul nostru în limba română. Avem responsabilitatea de a trăi cuvântul acesta, cu siguranță al pune în mintea noastră și în inima noastră și în demersul acesta, care de fapt este unul foarte complex al interpretării Scripturii, avem ajutorul comunității de credincioși în care trebuie să fim activi, să aparținem într-un mod intențional, mereu cu preocuparea aceasta de a verifica interpretările noastre în așa fel încât ele să rămână în perimetru pe care Dumnezeu l-a intenționat prin autori.